ce că merge în rec? Noi că m-am gândit să stau așa din profil, că eu am profil de campion. Trai lai la lai la la, la la -i la 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 și iară la. Am în minte melodia asta. Mă ajutați voi cu versurile, că hit-o facem. Marcel Strâmturean vă pupă și vă salută peste tot din acest vlog. Ca am venit aici să mai fac oarece mărturisiri din mafia asta a folclorului, care terorizează interpreții cu talent ca mine și care nu se pot Regăsi pe televizoarele extraplate plate din România. În să cânt acum live cu formație la Caverna Cracilor sau cam așa ceva. În zice și o zis că mă plătesc în picioare de caracatice. tu? Să pui gura mea pe așa ceva, gura mea să se pune pe așa ceva, veci never ever shemi, ne se shemi foc meg eu, no, dar eu nu știu toate limburile, eu nu pui gura pe orice cum a pus Cristina Spătaru Regina Arambișo pe o trecut și apă pe pus gura pe un caltaboș, și nu l -o mai lăsat și așa e, că unii au prea mult, alții de fel. Că pății Florin, marele rapsod al manelelor, săracul și-o luat și el pe 1 ianuarie, ca tătomul, și-o luat o, nu pot să-i zic parașută, că nu o căzut de la nă, -o, o escortă. Și apoi nu știu de la ce s șucărit, că el o da cu telefonul ea. Nu. No. Apoi vedeți că de la sala multe se trag că și Vasilică ce era, uite cu o domnucă de asta, că nu vrut să-i cânte din cheia sol de unde o zis el de pe portativ, și-a da cu șaorma peste buze. <laughs> și-a spus că era numai o amărâtă de clătită cum tine Hece pe ce ea. Ce să facem? mafia e mare, invidia e mare. Pitici de gredin ai folclorul, ia lăsă cearta, cu Mahinu, cu Nenașa, Georgiana, cu Armin, că nu le ajung banii. Ho! Că aveți bani, că eu să am numai un sfert din banii voști, mi-aș face internet că televiziunea mi-a mai făcut, dar nu o ținut. Era pe agrară și era numai cu vaci. No, mă rog, certuri. Dar Irina În la 84 de ani, își vede de treaba ei. La 84 de ani, femeia asta mai ia 2000 de euro pe un program. Pe un număr. Bine, la anunți. No, numai să-i dea bani corecți, că la culiță sterp i-o dat bani falși. Cineva i-o dat la dedicație bani falși la culiță sterp, dar pe el cum cântă? le, -le Da, e foame de bani. Vine și tenorul ăla, Placido Domingo, vine la Cluj-Napoca, ca aici în orașul de pe Some și raiul de pe pământ. Placido, domne, Placido vine să marcă de aici cu banii de pe bilete, dar că unul n-ar veni la un regal folcloric făcut de mine și cu 50 de lei intrarea, dar la Placido... Să nu las numai plasă, trebuie Și hrușcă, mă. Nu i-au ajuns banii din colindă, vine și martie să colinde și mai cântă un copac cu flori. Cu flori. Cam atât am avut de spus. Ne-am găsit zenul și să-mi caut de acum și ceacrele. Da asta în vlogul următor. Apropo, mă tăteam ăștia în campanie să cânt. Nu, no, scrieți în comentarii. Duc -o mă să cânt oba? Și la care să mă duc? Și ce să le cânt? Comentați și scrieți. Vă îmbrățoșez și vă doresc vârtuțe.